Bună seara, prieteni! Azi dimineața am tăiat a doua oară lucerna. Deja acum este uscată. Am greblat-o puțin. A fost foarte rară și foarte mică, deoarece a crescut aproape fără apă. De o lună de zile nu a mai plouat. M-am venit. Am greblat-o pe seară să nu se scuture. Soarele a sfințit. Mâine seară probabil o să bag la loc un fânar. Pământul este extrem de uscat ca sarea. Am tăiat-o foarte jos la pământ. Am pus un pic la punct motocositoarea mea, pe care v-am mai arătat-o în videourile anterioare. Și a mers foarte bine, a venit de răcoare, pe la 7 am fost aici. Am greblat-o frumos. Trebuia să fie aici încă o brazdă, dacă era... Deci pot să zic că e recolta pe jumătate. Dacă era ploaie, erau duble brezdele, dar ce să facem, primim totul cum ne dă Dumnezeu, mulțumim și pentru atâta, decât nimic. Din păcate, nu se preconizează ploi, dar și la floare, că deja începe să se usuce de jos, căciulele nu sunt super mari. Pentru că, pur și simplu, pământul este saharian, ca în Sahara. Uitați aici ce uscătură. Cu grebla asta greblez, merge foarte bine că este lată. De la jumătate încolo, trag la o brazdă și de partea asta la altă, la cealaltă brazdă. Spus mâine seară, pentru că mâine voi fi la muncă pe zi. Mâine seară, probabil, dacă am timp, o să o bag la adăpost, dacă nu, poi mâine dimineață. Este ora 21:30 și cred că nu exagerez, și acum sunt peste 30 de grade. Am vrut să bag fânul, dar o să-l bag mai dimineață pe rouă, pentru că este foarte uscat și se va scutura. Păcat de el. Dat la porci, abia așteptat să bea apă rece cu lapte. Am mai dat pomișorii. Dacă nu i-aș fi udat zilnic, era uscat de mult. Se poate observa verdeața de lângă pom unde este udat și uscătura unde nu este udat. Aici se poate observa cel mai bine. Plantele săracele se agață de orice fir de apă. Aici vișinuțul ăsta mic s-a uscat, nu? Nu știu ce ne-a convenit, o să pun la primăvară sau la toamnă altul. Aici este un arbust care face flori colorate. L-am pus astă toamnă, am crezut că s-a uscat, nici nu l-am mai udat și miracolul vieții, are frunzulițe. Se pot vedea. Deci nu știu de unde și-a tras apă și are frunzulițe. Acum încep să-l ud și pe el. Aici mai este unul tot ca el, dar ăsta nu știu dacă se va mai reveni. Deși nu este chiar
creangă uscată, care este elastică, destul de elastică. Aici este o salcie ornamentală, tot așa pusă de mine, dintr-o creangă. Este foarte cald. Astăzi au fost la noi cel puțin 37 de grade la umbră. Prințișorul rezistă. Mai are aproximativ o lună. Am pus apă rece și lui acum. S-a mai stâmpărat și acum mănâncă. Răcoare. Este foarte neastâmpărat. Pur și simplu mi-a înduit gardul aici. Gardul de tablă. Și-a pierdut răbdarea. Acolo a rupt OSB-ul și atunci am făcut o ușiță ca să facă și dincolo. După cum v-am spus, este foarte neastâmpărat. Am dat drumul la ei cu caprele. Nu mai dau drumul decât seara. Acum vineri, dacă vine ultimul proprietar după iedele, cele două care au rămas, o să îi înțarc și pe cei trei ai mei, cei doi țăpișori și iada de prăsilă. Iada deja va avea către 5 luni, în 13 iulie, va avea 5 luni și este suficient cât a subt. Poate vedea capra maro care se sugea, că nu mai poate să sugă, are ugerașul plin. S-a obișnuit cu gâtarul, nu mai are nicio problemă și va rămâne cu el până o voi înțărca de lapte. Nu știu cât de clar se vede imaginea, că este destul de seară. Ei au crescut, sunt aproape cât caprele. Deja țapii bat după capre. Asta este țăpișor de la bătrâna. Țăpișorul ăla cu pete o să mi-l țin, anume pentru iada de prăsilă, ce se vede în spatele caprei de 3 ani, pentru asta. Pentru că nu este o consanguinizare așa mare, sunt fraz de tată, decât dacă aș lăsa-o să o monteze taică-s-o, ar fi consanguinizarea destul de mare. Deci pe țăpișorul ăsta este vorba, este foarte frumos și el. Parcă i-au crescut iarăși cornițe. Am ecornat termic mai târziu și erau deja cornițele mari. Acum i-au crescut marginile, dar îl voi ecorna cu cablu. Puteți vedea ce uscat este aici în spate. Sunt câteva urme de verdeață, dar le place că s-a mai răcorit. Le mai place să mai pască, să stea mai mult la răcoare, relaxați cu eduții care au mai rămas. Cam asta este, prieteni, nu este de glumă, seceta este din ce în ce mai accentuată. Astăzi am venit la ora 2 și le-am mai băgat apă la porci. Porumbul pur și simplu parcă vroia să uște în picioare. Nu știu ce va fi. Se anunță sâmbătă ceva ploi, dar cred că slab și s-ar putea să nu plouă de fel. După care iarăși o săptămână cel puțin de caniculă și până atunci tot caniculă. Va fi extrem de rău anul ăsta. Probabil mulți vor renunța la animale, pentru că va fi extrem de costisitor să le mai ținem. Bineînțeles că eu nu o voi face, nu voi renunța la animăluțele mele, chiar dacă nu voi folosi mulți bani pentru aceasta,
în primul rând este un hobby care mă relaxează, de multe ori mă și obosește, dar una peste alta nu m-aș vedea să nu mai am acest loc, această microfermă unde să vin, să mai fac alte activități decât cele de la muncă. Băi, iubuța! Aceasta va da vineri. Va fi o căpriță frumoasă din fata de la Sura de anul trecut. Seamănă foarte bine pe mamă sa și pe bunică sa. Aceasta e duța de prăsilă. Sura are un uger foarte frumos și a revenit aproape complet. Mă, nu știu dacă va fi de a făta sau nu, după cum v-am povestit că am montat-o prințișorul cam prin martie, dar atunci era destul de rău. Trecusele decât vreo două săptămâni de la avort. Aici avem scrofița foarte frumoasă, s-a rotunjit bine. Începe să coboare burta. Am spus că prin 16 septembrie va făta, dacă dă Dumnezeu bine. Cam atât despre coasa 2 și animăluțe. Ne rugăm la Dumnezeu să se îndure de noi, să plouă, să se mai salveze ce se mai poate salva. Sperăm că va fi bine până la urmă. Abia aștept să-i dau drumul și la țăpișor cu caprele pe sfârșitul lunii viitoare. Scape și el săracul de închisoare. Mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o seară bună.